I've been fucking up some poppin' pills, man, I feel it's like a rockstar. Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. După cum vedeți, am revenit în decorul în care v-am obișnuit și... Da, cred că e mult mai bine așa. Mulți mi-au sugerat ca să schimb decorul, că, na, devine plictisitor. În episodul trecut l-am schimbat, bineînțeles, am primit mesaje. Era mult mai frumos în decorul vechi, adică ăsta. Decor, în mașină. Și tare mec, așa o să rămână de acum încolo. În fine, trecem peste asta. Înainte să încep, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați donat acei 2 euro pentru salvați copiii. Da, și bineînțeles că multă lume a zis că nu se potrivește mesajul ăla cu donațiile pe un canal ca ăsta care are un conținut retardat și care prezintă niște glume poate imature. În fine, bravo vouă și vă asigur eu că numai de lucruri bune să aveți parte. Gata, prieteni, ăsta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și până data viitoare să ne auzim de bine. Pa! Na, am glumit, mă, doar nu-l făceam așa scurt. Bun, hai să trecem la primul clip de astăzi. Și pentru cei care o să zică că poza de la video, adică thumbnail-ul, m-am urdărit de engleză, o să zică că a fost clickbait sau nu știu ce. Nu, chiar o să vă arăt ceva. Ați văzut că noi preluăm tot de la străini, nu mai mergem la muncă, mergem la job. Așa că ce să vedeți în continuare, un Kiki Challenge de România. Vizionare plăcută. Bun, trecem la următorul, bănuiesc că îl mai țineți minte pe Bogdan Viorel, maestru luminii. Aum! Așa, ăla, ei, acum câteva zile a postat un clip nou, pretinde că a fost sunat de cineva, îți dai seama că unul a făcut rost de numărul lui de telefon și l-a luat la mișto. Și l-a sunat ca să, da, mai bine nu mai zic, uitați-vă voi și eu cred că e destul de amuzant. Ți-am prezentat discuții, dragii mei, audio, anume persoane care ți-au prezentat că ar fi de la NASA, mi-a cerut că să ling o lămâie. Eu le-am spus că nu fac așa ceva, pentru că dacă aș fi făcut așa ceva, înseamnă că aș fi executat ordinele unor persoane care se dau drept că ar fi de la NASA. După aceea am fost amenințat tot de cei care s-au prezentat, precum că mi s-a spus, deși eu nu știam, că am un chip de 18 cm implantat în anus. După aceea am fost amenințat tot de cei care s-au prezentat, precum că mi s-a spus încă de la nașterea mea și mi-a spus că dacă nu execut ordinul, îmi va exploda acest chip comandat de la distanță. Bineînțeles că am întrebat pe mama mea, mi-a spus că nu știe nimic ca la naștere să fie implantat acest chip. Au fost implantații, s-a implantat chip. Deci nu numai mie, la mai mulți copii care au crezut ei că sunt cu capacități paranormale. Aum, 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 aum. Trecem la următorul, e după ce l-am văzut pe maestru sexului porcos. E foarte greu să mai găsesc un clip care să fie la fel de amuzant sau poate că să vă facă în continuare să râdeți. Dar am găsit unul, de fapt l-am primit de la voi, care pe mine unul m-a amuzat și chiar mi-a plăcut. Adică nu știu, dacă aveți și voi un umor poate asemănător cu al meu, dar sigur îl aveți că altfel n-ați mai fi fost abonați aici, sigur o să vă placă. Dar, înainte să vi-l arăt, asta, muci! De fiecare dată vă prind. Bun, și hai să trecem la clipul ăla de care vă povesteam. Mă întreb dacă îi spar complet.
trecem la următorul clip în care vedem cât de bine previne statul român răspândirea gripei porcine, gripa africană. Aude, așa ne îmbolnăvim, vezi? Nici nu are apă în cutiile alea? Ce apă, măi? La stou, de. Păi da, la stou, nu vezi? Uite și el face poze. Da. Ce și-a i-a zis? I-a zis că ne filmează. Gata, prieteni, mai am timp de unul. Cred că îl știți pe Mifu. Sigur îl știți. E, a mai apărut unul cu el în care comandă pizza. Pizza party. Păi aveam mai multe pizza, ci aveam la 10 milioane, 4 milioane pizza și una cu banană și una cu căsuni. Pizza party. Pizza party vreau. Vara Rossi. Pizza party. Pizza party. Ibiza. Le pizza. Măi, Dani Soare. Măi, la mișto. Dar mă luați la mișto zi. Păi, măi, la mișto, păi eu băi cu tine fumon, tă la mișto, căcuța mea, zâna mea, inima mea. Ca ce ești gurița ta, eu vreau pizza. Că mi-e foame aici. Îi spune cine... Nu, nu, nu închid, eu vreau pizza! Fă, vreau pizza! Eu vreau pizza! Gata, prieteni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Nu uitați de numărul de WhatsApp ăsta, unde aștept clipurile voastre și unde mai stăm de vorbă. Așa, 2. Pentru cei care vor să apară în clipul următor, în episodul următor, nu știu când o să fie, dar în următorul, deci nu clipuri luate de la altcineva, dar trebuie să menționați un minut de râs ca să fiți siguri că sunteți voi și că nu luați clipurile de la altcineva. Dacă n-apare niciunul, nu pun niciunul, nu-i problemă. Bun, gata, prieteni, ăsta a fost episodul pentru astăzi. Încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și până data viitoare, să ne auzim de bine. Pa!